Ispitește-ne cu inimă curată să te slăvim. Învierea ta prin soase, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Christ is risen! True is risen! Hristos a înviat! Numele meu este Denisa Blaga și iată-ne astăzi într-o sărbătoare deosebită aici la Biserica din Aurora. Vreau să vă urez tuturor românilor și moldovenilor să aveți un Paște fericit, să aveți în primul rând liniște sufletească și să vă bucurați de cei dragi împreună. Iată că astăzi a fost o sărbătoare sfântă și importantă pentru toată lumea, cât și aici, la mii de kilometri distanță, cât și acasă. Prin aceste sărbători suntem mai aproape. Suntem cu sufletul deschis, venim în fiecare an, eu cel puțin vin de când sunt stabilită în America, de 6 ani, la această biserică. Văd pe an ce trece cât mai multă lume care se adună aici. Suntem o mare comunitate de români, cât și de moldoveni, ceea ce este bine, pentru că putem să ducem tradițiile mai departe și să le implementăm copiilor ceea ce părinții noștri ne-au învățat acasă. Să ducem datinile mai departe, pentru că ce poate fi mai frumos decât să păstrăm tradiția într-o țară străină. Sincer, mie mi-e dor de casă, mi-e dor de părinți, de familie. Pe această cale, leureșilor, un Paște fericit. Hristos a înviat, încă o dată vă spun tuturor, și să aveți, în primul rând, bucurie și liniște în suflet. Doamne ajută! Salut pe toată lumea cu un călduros Hristos a înviat, Hristos a înviat și Hristos a înviat. Paștele îl întâlnim învierea Domnului Iisus Hristos, cred că deja a patra oară aici. Cândva trăiam în Alaska și am venit aici la un botez. Și niciodată nu ne-am gândit că o să facem parte din biserica asta. Dar uite că așa timpurile s-au primit și ne-am mutat spre Illinois. Cum toată lumea zice, all roads lead to Illinois, așa și noi am ajuns încoace. Din primul, când am fost prima dată la un botez aici la biserică, de atunci foarte tare ne-a plăcut de părintele Daniel și se vede că asta ne face să venim și în continuare. Enoriașii sunt foarte bravo, ne simțim foarte bine aici, simțim că Dumnezeu este prezent. Acolo. Și învierea tot timpul se simte aici. Vreau să vă spun că din ceea ce am vorbit cu enoriașii care sunt afară, chiar și cu președintele la Consiliul Parohial de aici la biserică, noi credem că anul ăsta numărul și mai tare enoriaș a crescut la slujba de înviere. Și după cum părintele a spus mai devreme, am dorit că și în timpul anului, în fiecare duminică, să fie tot așa un număr de mari. Treceți! Și după cum spuneam, anul ăsta numărul a crescut mai mare și suntem foarte bine impresionați. Vremea s-a început. Vremea, timpul de afară ne-a dat un pic de dureri de cap la început, plouând, dar s-a terminat foarte frumos. Până la urmă s-a primit să ieșim și afară, să sfințim și afară și la interior coșulețele de Paști.
Cu ocazia sărbătorilor de Paști, vreau să vă doresc din nou Hristos a înviat în toate familiile și în toate locașe, oriunde nu v-ați aflat. Vă doresc să simțiți căldura aceasta sufletească a sărbătorilor de Paști și sper că să aibă însemnătate nu doar de iepuraș și de ouă de Paști, dar într-adevăr să simțim că Iisus Hristos într-adevăr a înviat și a jertfit singurul său fiu, Iisus Hristos, pe crucea de la Golgota și simțim asta în toate casele noastre și în inimile noastre, în sufletele noastre. Vă doresc un călduros Hristos a înviat. Caută, Doamne, Iisuse Hristoase spre mâncărurile acestea de carne și le sfințește pe ele. Precum ai sfințit berbecul pe care ți l-a adus credinciosul Avram, mielul pe care ți l-a adus jertfă Abel și vițelul cel gras care ai poruncit să se junghe pentru fiul cel rătăcit și apoi întors către tine. Și precum acela s-a învrednicit a se îndulci de harul tău, așa și pe noi ne învrednicește să luăm cele sfințite și binecuvântate de tine spre hrana noastră a tuturor, că tu ești hrana cea adevărată și dătătorul bunătăților și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Celui fără de început al tău, Preasfântului Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, Stăpâne, Doamne Dumnezeul nostru, Ziditorule și Făcătorule a toate, binecuvintează brânza, ouăle acestea și pe noi ne păzește într-o bunătatea ta, ca gustând dintrânsele să ne umplem de darurile tale cele date nouă cu prisosință și de bunătatea ta cea negrăită, ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte cântând și celor din morminte viață dăruindu-le. Mulțumesc, Daniela, sunt din Chișinău. Vin la biserică în fiecare, tot la două luni și am ales în această seară să vin aici pentru că este o atmosferă foarte, foarte frumoasă și simți că și cum ești acasă și îți aduce aminte din Moldova. De Paște încercăm să păstrăm tradițiile ca la Moldova, încercăm să fim toți moldoveni uniți și să trecem, să cecnim câte un ou și să... fim împreună. Paște fericit la toți, să fiți alături de familie și să ciocneți câte un ou. Viață dăruindu-le, Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte cântând, și celor din morminte, viață dăruindu-le. Hristos pe cruce a fost omorât de oamenii lui. Ce a pus mama în coș? Vin, pască, cozonac, ouă. Ouă vopsite. De ce ați ales astăzi, în loc să stați acasă, să dormiți,
să veniți la biserică? Noi învățam despre lucruri noi, despre tradiții și obicei. Știi vreo rugăciune divină? Da. Poți să ne spui? Da. Doamne, Doamne, Cerestate, noi pe Tine Te rugăm. Luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești stăpânul lumii și a noastră Tată ești, și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin. De la Biserica Sfântul Atanasie cel Mare dorim să transmitem cele mai bune gânduri cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului. Profit de această ocazie pe care mi-ați oferit-o și doresc în primul rând să-i felicit pe creștinii noștri buni care și în acest an au făcut ca sărbătoarea Învierii Domnului să fie una de suflet. Transmitem salutări și transmitem și dorim sănătate tuturor celor de aproape și celor mai de departe. Am trăit sărbătorile cum de fiecare dată se întâmplă, să le trăim departe de casă cu cei dragi ai noștri în suflete. Hristos a înviat! S-a jertfit Paștile cele curățitoare și iarăși din mărmânea a strălucit nouă frumos soarele dreptății. Hristos a înviat din morți.